Înainte de toate, înainte să începem acest episod al podcastului, vă rog un singur lucru, lăsați steluțe, lăsați rating, lăsați comentarii, abonați-vă, astfel încât noi să știm că vă place și că vreți să producem mai mult conținut de calitate în zona de educație financiară. Subscribe, rate, comment. Mersi! Salut și bine ai venit la podcastul Banii Vorbesc! podcastul pentru educația ta financiară. Acesta este episodul numărul 11 și astăzi vorbim despre cryptocurrencies. Salut! În acest episod sunt doar eu, Sorin, și astăzi vorbesc despre un subiect care mi este foarte drag, dar nu am apucat să vorbesc despre el până acum și din cauza unei informări poate ineficiente, Uh, și din cauza uh, faptului că nu dețineam practic resursele de, de, de care aveam nevoie ca să încep acea, această discuție. Practic, astăzi discutăm despre Cryptocurrencies, sunt niște monede virtuale criptate. Cea mai populară de la noi este Bitcoin uh, și la nivel global este la fel de cunoscută. Uh, cele mai cunoscute ar fi Ethereum, Litecoin, Dogecoin um, și Dash, probabil în, în top 5. Este un subiect care m-a interesat de foarte mulți ani, de probabil 3-3 ani sunt pe, pe acest subiect încercând să-mi să dau seama ce se întâmplă, unde este viitorul, care este oportunitatea. Uh, înainte să intru în, în această discuție, E important de menționat faptul că eu nu sunt afiliat cu niciunul dintre, niciun dintre entitățile despre care o să vorbesc în continuare. În același timp nici nu sunt un investitor cu resurse foarte mari, astfel încât vă rog să faceți o informare, să faceți o cercetare înainte să tranzacționați este o piață extrem de volatilă, astfel încât la fel ca și tranzacționarea pe bursă, cum am vorbit cu Laurențiu într un episod trecut, trebuie să faceți o cercetare înainte pentru că e posibil să pierdeți niște sume de bani pe care le-ați investit. Un exemplu foarte clar este Bitcoin care era la un moment dat la o valoare de 1200 de dolari iar apoi câteva zile mai târziu ajunsese la doar 900 de dolari. Și acum, la, la ora înregistrării acestui podcast, este undeva pe la 1100, deci și-a revenit, dacă e să, să o luăm așa, dar această volatilitate a pieței poate fi și pozitivă și negativă, poate crește foarte mult. Eu am devenit, de exemplu, interesat de Bitcoin când era undeva la 200 de dolari și apoi, în doar câteva luni, a, a, depășit, a depășit 1000 de dolari și nu pare să mai scadă pentru, pentru prea mult timp. Și acum că am, am oferit acest avertisment la început, um, trebuie să explicăm un pic ce, ce sunt aceste, aceste cryptocurrencies, uh, monede virtuale criptate, uh, sunt niște um, noi metode de plată, uh, care, la fel cum ne spune și numele sunt virtuale, adică nu poți transacționa fizic, nu poți pune mâna pe un, uh, pe un bitcoin. Um, sunt uh, niște moduri în care se pot face tranzacții uh, fără să treci pe la bancă. Practic, unul dintre conceptele principale este la, la aceste tipuri de valute, de monede, sunt că uh, funcționează pe un sistem de decentralizat. Asta înseamnă că nu există o, o entitate, cel puțin nu la Bitcoin, care să reglementeze. Gândiți-vă ca la un sistem, ca la un program controlat, să spunem, între ghilimele, de mai mulți user sau în care mai mulți user sunt angrenați în, în acest joc, dar nimeni nu decide care este valoarea Bitcoinului și nimeni nu, nu controlează, să zicem, întreaga, întreaga sumă. Bun, acum că știm un pic despre să zicem, o, o descriere inițială a acestei valute, care ar fi avantajele. De ce ar vrea oamenii să folosească astfel de valute sau dacă pot înlocui banii tradiționali? Banii tradiționali nu cred că îi vom înlocui vreodată. În mintea mea ce mai ușor de înțeles este bitcoin ca și cum ar fi o valută străină. Este ca și cum am întrebat dacă vreodată euro ar înlocui lei complet sau dacă euro ar înlocui dolarul sau așa și așa mai departe. Practic discutăm din două perspective. Odată este vorba despre valută ca și mod de tranzacționare și în același timp poate fi văzut și ca un soi de investiție. Există clar context în care se poate specula de pe urma pieței, de pe urma prețului după cum am spus, dacă, de exemplu, se cumpărau Bitcoin la 200 de dolari sau chiar mai puțin și acum pur și simplu se păstrau, se puteau vinde lejer cu cel puțin, cel puțin 1000 de dolari. Nu cred, ca să repet, nu cred că vor înlocui banii în mod tradițional, dar ar putea să funcționeze ca, ca, un complementar al acestuia. Reprezintă o cale bună pentru persoanele din țări care nu au acces la bancă sau care nu sunt atât de dezvoltate tehnologic, să aibă acces la o, o metodă de a tranzacționa bunuri pe baza unor astfel de, de criptovalute. Practic tu într-o anumită măsură devii devi banca. Există pe baza Bitcoin și astfel de unor astfel de valute virtuale criptate. Există tot felul de sisteme similare cu valutele tradiționale, astfel încât există cazinouri virtuale care funcționează pe, pe bază de Bitcoin, există metode de a împrumuta și a da împrumuturi în, în Bitcoin, deci dacă vă gândiți la lucrurile pe care le, le puteți îndeplini, le puteți realiza cu bani, să-i numim real, tradițional, lei, euro și mai departe, multe dintre acestea multe dintre aceste lucruri pot fi deja făcute cu Bitcoin și alte astfel de monede virtuale criptate, plus încă o serie de, de alte lucruri foarte interesante. Pentru mine beneficiile pornesc de aici, de la zona de descentralizare, apoi sunt și interesat de zona de anonimitate, chiar dacă nu este atât de anonim Bitcoinul și alte valute. Precum uh, se vorbește, uh, încă, încă există situații în care pur și simplu îți pot fi uh, furate sumele dacă un, un hacker sau cineva cu uh, mai multe abilități de, de programare are acces la niște niște date de la uh, portofelul tău virtual. Și uh, acum că am, am trecut un pic și prin uh, avantaje și un pic prin descriere, um, să trecem un pic mai departe la două aspecte importante cum obținem Bitcoin și unde stocăm Bitcoin fiind uh, niște uh, monede virtuale criptate uh, se pot obține și prin cumpărat dar și prin uh, minerit. Partea de cumpărat este relativ simplă. Se găsește un exchange virtual ca și cum ar fi o casă de schimb uh, și uh, dacă avem lei sau dacă avem euro, putem să cumpărăm Bitcoin. Din nou nu este o sponsorizare, nu sunt deloc afiliat, dar eu am cumpărat prin CoinFlux, am tranzacționat nu Bitcoin, am cumpărat Ethereum care este o altă monedă virtuală criptată și din câte știu este coinflux.com este singurul exchange din România unde poți să cumperi direct cu, cu lei. Ce, ce se întâmpla până acum era că aveai nevoie de un, um, un cont bancar care să fie în euro, plus că mai existau niște taxe în plus pentru astfel de tranzacționare și dura ceva timp. Pe Coinflux am avut o experiență foarte, foarte plăcută și rapidă. Este o firmă fondată în Cluj, care la momentul înregistrării acestui, acestui episod din podcast sunt în MVP Academy ceea ce dovedește că este un, un, startup care este văzut bine, nu este ceva anonim ascuns, deci este, a devenit Bitcoin, a intrat în mintea mea cel puțin sau începe să intre în, în mainstream. Deci se poate tranzacționa, se poate cumpăra cu, cu bani real și în România se poate cumpăra Bitcoin de la câteva ATM-uri speciale. În același timp există automatele Zebra Pay pe care le puteți găsi în mall -uri și în, în alte locații. Evident pentru că vorbim despre niște monede virtuale nu vi se va elibera o banknotă sau niște monede fizice pe care să le țineți în mână. Și acum ajungem la, la partea a doua. O să presupunem că am, am, cumpărat, am cumpărat niște bitcoin. Unde, unde îi ținem? Cum îi stocăm? E vorba despre un, un wallet, practic un portofel virtual care este reprezentat de o, o adresă și cel mai ușor mod de a înțelege lucrul este ca și cum ar fi o adresă de mail și în momentul în care cineva vrea să vă trimită un mesaj care în contextul nostru este o, o valoare, este o, o cantitate de bitcoin, îi dați acea adresă, el transmite din portofelul personal către adresa dumneavoastră și în, în scurt timp se va face verificarea tranzacției și vor ajunge Bitcoin la, la voi în, în portofel. Portofelele virtuale sunt de mai multe feluri. Există cele care sunt executabile, sunt aplicații pe care le instalați și care au mai multe forme de securitate. Este destul de recomandat. Dacă nu, foarte recomandat să aibă mai multe forme de securitate, astfel încât pe lângă o, un user și o parolă ar trebui să mai aibă uh, o, o prepoziție cu mai multe cuvinte pe care să o țineți minte sau pe care să o notați într-un loc în care să nu fie foarte public. Uh, mai există și portofele hardware, uh, ca un fel de sticuri uh, care includ un, uh, un cod și la care aveți acces în principal doar dumneavoastră sau o persoană care știe acel cod. Mai există și portofele online, digitale, care nu trebuie descărcate pe, pe calculator. Mai există portofele mobile. La fel, în principal, ideea de securitate este foarte importantă pentru că, la fel ca și banii fizici, odată ce au plecat din portofel, Uh, să spunem, în mod anonim uh, este practic imposibil de a vedea uh, unde s-au dus um, și, dacă, și nici nu se pot uh, recupera. Deci, securitatea este un factor foarte, foarte important pentru orice tip de, de astfel de, uh, de monede virtuală criptată. Și am discutat mai devreme despre faptul că se, se poate tranzacționa, se poate cumpăra practic Bitcoin, iar partea a doua este partea de minerit. Partea a doua este um, nu așa de uh, simplu de implementat. Um, un exemplu foarte bun este SETI at Home. SETI at Home este Search for Extraterrestrial Intelligence at Home. Um, practic, uh, puterea calculatoarelor uh, este unită printr-o -un, uh, printr aplicație care, uh, această aplicație, având la dispoziție puterea de uh, de rezolvare de operațiuni complexe a tuturor calculatorilor care folosesc acest sistem, practic se creează o rețea între aceste, aceste calculatoare care au instalat acest, această aplicație, reușesc să facă niște operațiuni extrem de complexe. Partea de uh, set -at home o dau ca și exemplu pentru că uh, are un scop uh, și anume de a găsi uh, semnale de uh, forme extraterestre în uh, univers. Iar uh, bitcoinul partea de minerii cel puțin reprezintă tot o aplicație iar pe baza calculatorului principal procesorul și mai nou placa, placa, video face o serie de operațiuni extrem de complexe, încearcă să rezolve niște, niște probleme iar în momentul în care este rezolvat corect și se ajunge la un, la un anumit punct se eliberează ca și recompensă o bucățică de Bitcoin, nu vă imaginați că un Bitcoin întreg, ci să zicem câteva firimituri. Exemplul real este ca atunci când se încearcă să se găsească aur și o singură persoană cu poate un, un aparat mai vechi sau poate cu niciun aparat, dacă caută singură poate va găsi, nu știu, firicele sau poate nimic. Similar, dacă se alătură unor alte, unor, alte persoane un unui grup de, de minerit unor poate persoane cu experiență sau echipamente mai bune poate împreună mai repede vor găsi bucățele de, de aur și la fel și în cazul Bitcoin pe lângă partea de minerit singur acasă există și partea de minerit într-un într grup care se numește un, un mining pool și știu, știu ce vă spuneți de ce nu ar mina toată lumea, de ce nu s-ar ocupa toată lumea de minerit de Bitcoin E bine, sunt niște motive destul de, de clare. Numărul 1. Pe măsură ce lumea se ocupă cu minerit, problemele care trebuie rezolvate de calculatoare sunt din ce în ce mai complexe, astfel încât dacă la un moment dat era de ajuns un calculator normal, tradițional și se putea câștiga niște, niște bucățele, niște sume. E, acum există plăci video extrem de puternice ca să vă faceți o idee, de la 2000 de lei în sus, uneori chiar puse mai multe într-un sistem, mai există chiar sisteme dedicate, niște mici calculatoare care conțin doar niște procesoare puternice sau niște plăci video foarte puternice și partea de partea de cooler ca să nu, nu se ardă plăcile, plăcile video și există chiar și ferme de minerit pe tema asta există și un uh, documentar realizat de, de Vice despre o, o, o femă, despre niște întreprinzători uh, care au uh, adunat într-o hală uh, imensă uh, probabil sute de, de astfel de uh, computere care rezolvau astfel de, pro, de, de probleme, de operațiuni, uh, erau legate în uh, în rețea practic și uh, apoi uh, situația devenea destul de, de clară, modul de operare era destul de simplu. Uh, erau câțiva lucrători care aveau grijă de uh, acele unități, de acele calculatoare. Trebuiau uh, întreținute, uh, și rămâne doar uh, problema de, uh, de return on investment. Practic, uh, um, vă imaginați că astfel de uh, mașinării consumau foarte mult curent, și practic, uh, în afară de angajați, cam astea erau singurele costuri. Bitcoin, ca și aplicație, nu costă bani, deci nu este vorba de a cumpăra vreun soft special, iar tranzacțiile, sau mă rog, balanța trebuie făcută între cât Bitcoin se minează și care este valoarea lui, raportată la suma care trebuie plătită către compania de energie electrică. Iar dacă sumele sunt îndeajuns de, de mari pe partea de minat, atunci return on investment este pozitiv și merită uh, uh, operațiunea dusă, dusă mai departe. După cum spuneam, un capulător uh, normal nu, nu este de ajuns de puternic, uh, ați putea să-l lăsați non-stop uh, o lună și poate acum de abia dacă ați uh, câștigat, nu știu, câț, câțiva lei, poate, deci nu, nu, merită, nu merită deloc, uh, deloc efortul. Sper, sper că v-am, v-am lămurit un pic cu, cu, aceste informații și mai vreau la sfârșit doar să, să fac o, o ultimă mențiune în acest episod despre OneCoin. OneCoin nu este o, o monedă virtuală criptată, este un MLM, este o afacere piramidală, nu știu să spunem, similară cu, cu Amway și alte sisteme de, de acest tip, este un joc piramidal. Nu este o monedă virtuală criptată recunoscută și nu vă recomand să vă implicați într-un astfel de, de joc periculos. Acesta este primul episod în care discutăm despre, despre cryptocurrencies. Va mai urma un episod în continuare tot, tot alături de mine, și sper să-i avem în curând și pe uh, o serie de invitați uh, care au deja uh, mult mai multă experiență în, uh, în această zonă. Uh, deci, uh, vă invit să ascultați uh, încă un episod uh, despre această idee interesantă de monede virtuale criptate. Acesta a fost episodul numărul 11 din podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim data viitoare!